Federația Română de Canotaj a desemnat-o sportiva anului 2018 pe componenta Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Gianina Beleagă, campioană mondială de senioare în proba de două vâsle categorie ușoară alături de Ionela Lehaci. Reprezintă un simbol al performanței noastre, al anului pe care l-am încununat cu medalia de aur de la mondiale. Însă sunt foarte fericită că am primit acest premiu și nu numai, dar cel mai important premiu este medalia de la campionat, pentru care au contribuit toți, nu doar eu cu Ionela. Îmi doresc ca să mă pot antrena în cele mai bune condiții, în cea mai bună condiție fizică a mea, cât și psihică, și clar să calificăm pentru Jocurile Olimpice din 2020. Asta e cel mai important lucru pe care vreau să-l obțin în acest an. Președintele Clubului Sportiv al Armatei Steaua, colonelul Bixi Mocanu, este mândru că încă o federație numește drept cel mai bun sportiv al anului 2018 un atlet al clubului pe care îl conduce. Sunt foarte mândru de faptul că sportiva Clubului Sportiv al Armatei Steaua București este sportiva anului la Federația Română de Canotaj. La festivitatea de premiere a sportivilor Clubului Sportiv al Armatei Steaua va fi iarăși în pole position. De ce? Pentru că este o persoană care reunește în același moment talentul, seriozitatea, implicarea, abnegația și din punctul ăsta de vedere țin să-i mulțumesc pe această cale. Foarte fericit, foarte bucuros. Mădelina Hegeș și Ciprian Tănase fac parte din tânăra generație de sportivi ai Clubului Steaua care speră la o calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aș mai putea adăuga argintul de la Campionatul European de Seniori, tot anul acesta obținut. A fost un an bun, cel mai bun an al meu de până acum. Da, bătaia e mult mai mare la seniori, emoțiile sunt mai mari, știind că în bărcile adversare sunt sportivi de o seamă cu mama mea, în cazul meu a fost. Să fie un an la fel de bun ca acesta, cel puțin. Îmi doresc o calificare, îmi doresc să mă aflu în barca care o să califice pentru Jocurile Olimpice. A fost un an foarte bun din acest punct de vedere, cu rezultate foarte importante pentru mine și pentru cariera mea. Un punct de încredere pentru viitor și în principal pentru visul cel mare, Jocurile Olimpice. Pot să spun că în fiecare seară aproape am aceste senzații și abia aștept să ajung acolo și să fac acea cursă la care am visat toată viața, pot să spun. Campion mondial și european de tinerete, dar și campion continental de seniori în proba de 4 rame, Ciprian Huc a fost și el unul dintre evidențiați. A fost un an greu, cu toate că am avut problemele care le-am avut. La antrenamente a fost ok, mă gândeam că e mai greu să te menții. De ridicat tot se ridică, dar nu se mențin. Aș vrea să calific barca, dacă o să mai fim în 4 fără, nu știm. Și să fiu pe podium, dacă ajung la luptă olimpică. În total, numai puțin de 12 sportivi steliști au fost premiați în cadrul galei laureaților Federației Române de Canotaj.